cu bunăvoință, cu dragoste, cu răbdare și că nu e nevoie să... probleme tehnice. Nu e nevoie să fim duri, să răsplătim cu aceeași monedă. Iată un alt subiect este cel dedicat pururea Fecioriei Maicii Domnului. Pentru că există o neînțelegere în societatea contemporană, în special pe fondul învățăturilor care vin din mediul sectant, cum că Maica Domnului ar mai fi avut și alți copii, că uite, iată, frații Domnului, toate lucrurile acestea sunt lămurite cu lux de amănunte în carte. Dar vreau să vă citesc un lucru. Și zice așa Părintele Epifan. Că Scriptura spunea, iată Fecioara va lua în pântece și va naște Fiul și vor chema numele Lui Emanuel. Aceasta era pentru oamenii vremii respective de neînțeles. Luau seama la ea și așteptau să vadă ce avea să însemne. Cum se va împlini? Multe alte prorocii au trebuit să se adeverească mai întâi pentru a ajunge să fie înțeles. Și aici spune Părintele că dacă era scris în prorociile lor, iudeii, ei înșiși, nu au modificat acest cuvânt. Au existat unii care au avut tendința, și vedeți discuția și tot episodul legat de întâmpinarea Domnului cu Sfântul și Dreptul Simeon, care primise ca nom de la Dumnezeu să nu moară până nu va vedea cu ochii săi împlinindu-se prorocia. Există, s-au descoperit la Qumran, în mijlocul sectei esenienilor, există și variante care spun că dau dovadă că în vremea respectivă, adică începând cu secolul II înainte de Hristos, au fost unii care au relativizat adevărul Scripturii și au început să mai modifice pe aici pe acolo după cum li s-a părut lor cuvincios. Și e bine să știți că a existat începând cu mijlocul secolului II înainte de Hristos, a existat o revoltă la nivel de societate, la nivelul Israelului, vechiului Israel, împotriva preoților și arhiereilor de la templu, care, mai mult sau mai puțin, trebuiau să facă compromisuri politice cu stăpânitorii din dinastiile macedonene. Deci urmașii lui Alexandru Macedon au trebuit să se supună lui Antioh. Puteți să citiți despre aceasta în Cărțile Macabei. Și bineînțeles că a urmat revolta, dar chiar și după ce revolta s-a stins și Macabei au murit martiric, la nivelul întregii societăți, ei au fost socotiți ca sfinți și drepți și că și ei, iudeii de atunci, trebuia să le urmeze exemplu. Iar unii s-au gândit că atâta vreme cât mai marii lor sunt dispuși la compromisuri, n-are cum să fie adevărat ceea ce ei propovăduiesc și s-au apucat să-și înscărcească propriile scripturi. Manuscrisele la Marea Moartă aduc această revelație absolut fantastică, că mai puțin de jumătate dintre ele conțin textul autentic al Sfintei Scripturi, cel pe care îl păstrăm și noi în Biserica Ortodoxă și care s-a tradus în greacă veche. Cea mai mare parte dintre ele erau texte, să zicem așa, relativizate. Și acum ne punem întrebarea, și Mântuitorul ce a făcut? Mântuitorul și Sfinții Apostoli au folosit textul de la templu. Textul, să zic, autorizat al Sfintei Scripturii. De aceea, acesta este un alt motiv pentru care fariseii și saducheii din vremea aceea, care erau rupți de ceea ce se întâmpla la templu, l-au acuzat pe Mântuitorul că ar fi, nu-i așa,
trădător al singurilor idealuri pe care le aveau ei în epoca aceea. Și aici părintele de asta l-au acuzat. De aici a fost ruperea față de ei. Pentru că foloseau nu doar înțelegeri diferite asupra Sfintei Scripturi, ci chiar texte diferite ale Sfintei Scripturi. Și aici revin la ce spune părintele Epifanie cu privire la felul în care noi ortodoxi trebuie să înțelegem prorociile. Și zice așa, în ce privește Apocalipsa, unii au mania, nu doar tendința, ci mania de a tâlcui prea înamănânt Apocalipsa și de a arăta că știu la ce lucru se referă tot ce spune în ea. Există foarte mulți care au ajuns la rătăcire din pricina asta. Să lăsăm deoparte tendința de a tâlcui Apocalipsa. Când se vor petrece aceste lucruri, atunci vom înțelege ce înseamnă. Aceasta este una din condițiile cărții Apocalipse. Ea vine la pachet, nu doar cu înțelegerea pe care Duhul Sfânt le-a dăruit-o câtorva sfinți părinți, nu tuturor, ci și cu acest amendament. Așteptați să se întâmple și atunci veți vedea despre ce este vorba. La fel, și unele dintre prorociile Sfântului Cosma de Tolian au fost de neînțeles pentru vremea sa. Când spunea că întreg pământul se va lega cu un fir, cine ar fi putut pricepe ce însemna aceasta? Când au apărut telegraful și telefonul, am înțeles la ce se referea. Când spunea Sfântul Cosma că diavolul cândva o să intre într-o cutie și coarnele sale o să fie pe acoperișurile caselor, cine ar fi putut înțelege la vremea respectivă? Acum când a apărut televizorul, probabil că la asta se referea Sfântul. O să vină vremea, zice, când o să vedem ceva ce se va petrece într-un loc foarte îndepărtat, ca și cum ar fi înăuntru casei noastre. Ei, probabil că și asta se referea tot la televizor. Acum, când s-au realizat, putem să le înțelegem. Și altele asemenea. Cândva veți vedea pe câmp, zice, o căruță care merge fără cai și aleargă mai repede decât iepurile. Când au apărut trenul și mașinile și așa mai departe, am înțeles la ce se referea. Așadar, bine este să nu ne grăbim a explica profețiile. Cel puțin cele greu de lămurit, căci multe dintre ele sunt destul de limpezi. Pe cele ce ascund ceva mai obscur, să nu ne grăbim a le tâlcui, ci a le accepta cu evlavie și a aștepta împlinirea lor pentru a le tâlcui. Și aici este cuvântul de care vă spuneam. Evreii n-au respins prorocia aceasta, susținând că e absurdă. Nu s-au întrebat cum e cu putință să nască o fecioară. De vreme ce a spus-o un proroc, înseamnă că Dumnezeu a vorbit prin proroc și așa trebuia să se petreacă. Când și cu cine, de asta n-au fost foarte preocupați. Și altcineva întreabă, părinte, când va veni Anticristul, cum îl vom înfrunta? Cu credință neclintită și fermă în biserică. Pe cel ce pleacă din stână, îl mănâncă lupul. Cel ce rămâne în biserică și ține legătura cu tainele, se roagă și se nevoiește și cere stăruitor de la Dumnezeu să-i sporească credința, strigând pururea. Nu numai când va veni Anticristul, ci în fiecare zi a vieții sale. Acel sporește în credința și cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, va putea să facă față și acelor zile. Dumnezeu nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. Credincios este Dumnezeu, zice Scriptura, El nu va îngădui ca să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea ca să puteți răbda. Și aici face trimitere la Sfântul Apostol Pavel, capitolul 10 din 1 Corinteni. Chiar și atunci, în vremea Antichristului, cu toate că prigoanele asupra creștinilor se vor întăți, nu vom fi ispitiți peste puterile noastre. Să ne întrarămăm cu armele duhovnicești, mai întâi cu credința și apoi cu rugăciunea. Necontenit aproape de taine și înăuntru bisericii, vom înfrunta cu harul și primirea lui Dumnezeu oricâte rele va ridica asupra noastră Antichrist. Și acesta a fost și răspunsul pe care l-a dat Părintele Iustin Pârvu, în urmă cu 11 ani, când a apărut această discuție privitoare la actele electronice. Altă soluție nu a oferit și pentru că de curând s-a pus problema că, uite, se vor introduce buletine electronice și așa mai departe, am revenit la ceea ce am spus și în urmă cu 11 ani. Este nevoie de credință, este nevoie de răbdare, este nevoie de asumare a condiției noastre de creștini. Și dacă ne vom ruga ca Dumnezeu să ne izbăvească de această pecetuire, de această nenorocire, Dumnezeu nu va trece cu vederea rugăciunii noastre. Nu avem ce să opunem
statului, nu avem ce să opunem marilor puteri ale lumii, care fac presiune asupra noastră să acceptăm asta, decât această credință a noastră. Dacă ea este puțină, atunci căderea va fi mai rapidă. Dacă vom cere, precum zice Părintele Epifanie aici, să ne sporească Dumnezeu credința, atunci vom birui. Și s-a spus că, iată, numai voi cei de la Petru Vodă sunteți atât de fanatici și de înrăiți și așa mai departe, că, uite, o țineți langa și că nu faceți și voi niciun compromis, nu vă dați și voi, nu intrați și voi în rândul lumii, nu vă dați și voi cu lumea, nu înțelegeți că avem atâtea probleme și că nu se poate fără una și fără alta. Atât am de spus, adevărul este unul singur. Și această atitudine de a respinge actele de identitate electronice este sobornicească, este a întregii biserici. Nu este doar Părintele Iustin Pârâu care a susținut asta. Mi-aduc aminte de o broșurică apărută în 1993 la Mănăstirea Silvestria. Să nu primim actele electronice și să nu ne semnăm cu 666. Era tradusă de Părintele Petru Tănase. După scrierile Sfântului Paisia Gheorghe. Au mai trecut ani și mai multe scrieri pe această temă au venit din spațiul grecesc. Chiar editura Sofia a publicat în 1999 o carte a unui ucenic al Sfântului Paisia Gheorghe. Și tot atunci au apărut, dacă nu mă înșel, chiar două lucruri. Și discuția s-a tot pus la diverse momente ale istoriei, mai mult sau mai puțin îndepărtate. S-a pus și începând cu anul 2002, când a apărut prima formă a legii care impunea ca toate actele de identitate din România să fie electronice, iar și asta nu se spune, este o lege care se tot amână să fie aplicată. Și s-a pus și în anul 2009. Iar atunci Părintele Iustin nu a fost singur. Și Părintele Arsenie Papacioc, și Părintele Adrian Fărdețean, și marii duhovnici din Rusia și din Grecia au susținut unul și același lucru. Și pentru că și mă folosesc de această ocazie pentru a vă arăta cât de sobornicește lucrează Dumnezeu. Deci această carte este rezultatul transcrierii unor discuții care au avut loc la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80. Ia uitați ce spune aici Părintele Epifanie Teodoropoulos. Ce spuneți despre noile cărți de identitate? Despre 666 nici nu încape vorbă. S-a spus clar că nu vom avea ceva. Acum încearcă să ne facă la toți dosare, să ne dea un număr care să ne însoțească viața, să ne controleze viața particulară. Asta nu e deloc improbabil. Dar nouă creștinilor, și face o paranteză. Bine, 666 și celelalte care au de face cu Antichristul sunt altceva, nu trebuie să ne fie teamă de dosare. N-au decât să ne facă dosare. Acum, Părintele nici nu trecuse prin comunism ca să vadă pe pielea lui ce înseamnă să un dosar. Noi creștinii trebuie să trăim ca într-un turn de sticlă. Viața noastră să fie transparentă din toate părțile. Nu trebuie să avem nicio pricină pentru a ține ceva ascuns. Asta nici nu înseamnă să ne dezvolim singuri, ci să fim fără de fac de pată înaintea lui Dumnezeu și oamenilor. Asta vreau să spun. O să ne țină sub urmărire viața particulară și ce o să obțină? Dosarele acestea sunt primejdioase pentru cei care vor să-și țină ascunse multe lucruri din viața privată. Noi creștinii nu e nevoie să ascundem nimic. Să trăim ca într-un turn de sticlă, că oricine face rele urăște lumina. Zice aici citându-l pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Guvernul s-a promis că aceste cărți noi de identitate nu vor avea 666, a promis. Acum, dacă vor ieși noi cărți de identitate și vor avea acest număr, biserica ne va spune ce să facem. El însuși fiind parte din glasul acesta de biserici. Firește, nu cred că asta înseamnă că ar trebui să acceptăm cărți de identitate cu numărul 666. Nu fiindcă ar putea cineva să ne facă anticristul de asilă, fără să vrem noi înșine. Dacă nu ne dăm noi înșine sufletul diavolului, el nu îl poate lua. Să presupunem că se duce cineva la Ministerul de Interne, în arhivele căruia ne aflăm cu toții, nu doar localitățile și primăriile, ia arhivele și scrie în dreptul numelui, în dreptul numelor noastre, budism, mahomedan și intoism, martor al lui Jehova, asta înseamnă că
noi vom ajunge vreodată budiști și într-o ei și mată la Jehova, pentru că în dreptul numelor noastre au scris așa ceva, Doamne ferește! Dacă se duce cineva și scrie în dreptul numelor noastre, 666, asta înseamnă că noi l-am acceptat pe Antichrist, nu, dragii mei, să nu fim naivi. Dacă, și aici e foarte, mă bucur că precizează lucrul ăsta, dacă nu devenim de la sine, cu vrerea noastră, nimeni nu ne poate face cu deasila adeția Antichristului. Dacă nu ne afiliem Antichristului noi înșine, nu ne poate afilia nimeni. Asta, și aici precizarea de care vă spuneam, asta nu înseamnă că dacă ne vor da cărți de identitate cu 666, trebuie să le și luăm. Nu! Pentru că pot să ne facă silit, așa cum am spus, adeția Antichristului, și pentru că nu se pot juca cu simțămintele creștinilor. Dacă acești domni vor să ne dea un număr care pentru noi este de neacceptat, chiar dacă nu devenim adeția Antichristului primind acest număr, nu pot, repet, să se joace cu sentimentele, cu sensibilitatea noastră. Dacă ne vor da asemenea cărți de identitate, cred că Biserica va declara creștinii conștienți să nu le primească. Și nu le vom primi. Să așteptăm opinia Bisericii. Iată opinia Bisericii care vă spunea. Prin cine să vorbească Dumnezeu? Prin duhovnici. Prin sfinții acestor veacuri. Părintele Epifanie este unul dintre ei. Vă recomand cu toată inima să cumpărați această carte. Ca să găsiți răspunsuri și dezlegări la toate problemele și nedumerile. Și dacă aveți pe cineva foarte drag, faceți-i cadou această carte. Adrian, completează. După expunerea foarte amănunțită a părintelui Filoteu, eu o să încerc să adopt o perspectivă un pic mai distanțată. În ce sens? În sensul în care orizontul părintelui Epifanie era unul mult mai cuprinzător decât ceea ce am avut timpul, spațiul necesar dispoziție ca să punctăm aici. Ceea ce vreau neapărat să spun este că el, părintele Epifanie, era un exemplar foarte rar de ceea ce eu aș numi orientare, să spun, orientare autentic patristică în creștinismul contemporan. Pentru că pentru a folosi o metaforă care e de origine și are originea în Antichitatea clasică, pe care părinții au adoptat-o pentru că era corectă și corespundea adevărului, sufletul omenesc seamănă cumva cu un car tras de doi cai, partea poftitoare și partea mânioasă, sau cum le place unora să spună concupiscente și irascibile, dacă nu vă zgâri urechile. Carul fiind condus de partea înțelegătoare, partea rațională a sufletului. Și problema este că la ora actuală suferim foarte mult de o schizofrenizare. În ce sens? În sensul că ori funcționează partea înțelegătoare, cunoștințe, gândire, fără partea aceasta a credinței și a dorinței de cele sfinte, care este motorul sufletului și care îl impulsionează să meargă în continuare spre Dumnezeu. Pe de altă parte, acolo unde există râvna, acolo unde există dorința, acolo unde există pofta cea bună, de multe ori nu funcționează partea înțelegătoare și avem ceea ce se numește râvna fără dreaptă socotință, care merge orbește și în cazurile mai extreme duce la o înșelare cumplită, pentru că ajunge să confunde trăirile duhovnicești cu emoțiile de natură pur sufletească sau câteodată cu un element trupesc foarte puternic. Ceea ce numea Sfântul Ignatie Brancianinov patimile sângelui. Și din acest punct de vedere avem pe de o parte teologia academică, avem oameni foarte învățați, avem mulți de cărți, pe de altă parte avem mari trăitori, dar avem foarte puține figuri care urmează modelul marilor dascăli și învățători ai Bisericii.
Ceea ce vreau să spun este că, după părerea mea și după impresia pe care impresia statonică pe care mi-a lăsat-o lectura scrierilor lui, Părintele Epifanie făcea parte tocmai din această categorie, care îmbina o trăire foarte autentică cu o cultură patristică extraordinar de bogată. Deci lucrurile pe care le-a purtat Părintele, repet, constituie doar o foarte mică parte a chestiunilor pe care Părintele le trata. Și bogăția pe care o oferă aceste texte pe care mi le-a lăsat este ceva ce în mod sigur va oferi oricui lucruri de folos. Nu este ceva de nișă, nu este ceva îngust, este ceva care este, se adresează oricui și este universal valabil. Sobornicesc, exact. Asta am vrut să spun, vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, cu drag. Dacă nu. Acesta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mulțumim binevorbitorilor noștri. Mulțumim celor ce bine au ascultat, celor ce ne urmăresc, mulțumim pentru încredere. Până data viitoare, toate cele bune!